Nu se mai de la spital! Aia se duce la spital și doctorii te tratează și nu vindecă rana! Salvarea cerului Iisus este! Împăratul împăraților iar este! El vindecă! Mai este cineva? Ridică mâna sus și spune, sunt și eu, Doamne, sunt și aici. Sunt și aici, Doamne. Aleluia. Sora mea plânge de bucurie. Băiatul ieri, noaptea aceasta îl primește pe Iisus. Aleluia. Și nora îi spune, aleluia. Cum are bucurie și în timpul acesta, de ce plânge? Zice ce te-a văzut Dumnezeu? Duhul lui și puterea lui aici! Aleluia! O scoate! Duhul lui și puterea lui aici! Duhul lui, puterea lui aici! Astăzi cred că Dumnezeu te iubește. Astăzi cred că Dumnezeu. Astăzi cred că Dumnezeu te iubește. Astăzi cred că Dumnezeu. Astăzi cred că Dumnezeu te iubește. Astăzi cred că Dumnezeu, astăzi cred că Dumnezeu îți vorbește. Duhul în puterea lui! Duhul în puterea lui! Dacă te poate reuși în față, nimeni poate cu tine! Duhul lui! Aleluia, gloria, Doamne! Să-ți vedea, mai e cineva? Iată cinci persoane în seara aceasta! Să scrie ce? Aleluia! Mai e cineva? Mai e cineva? Vino, mă! Vino, mă! Aleluia, gloria, Doamne! Aleluia! Măriți să fie Domnul! Fratele Anton, Domnul să binecuvânteze, să facă această lucrare. Aș vrea, dacă mă ascultați mie câteva secunde. Stați puțin jos ceilalți și urmă când zice fratele. Vreau ca împreună cu păstorul bisericii din locul acesta, cu fratele Costel, împreună cu fratele lui Căsăl, conjurăm pe acești copilași care astăzi s-au născut. Aleluia! Astăzi s-au născut. Aleluia, glorie! Nu contează vârsta lor, nu contează că Maria poate este cea mai în vârstă de aici sau cu cine e cel mai tânăr. Astăzi este ziua lor de naștere. Amin, Doamne, aleluia! Astăzi a coborât cerul în mijlocul nostru și în inima lor, slăvit să fie Domnul. Aș vrea ca, în timp ce voi face această rugăciune, împreună cu păstorul bisericii, aș vrea să vă ridicați în picioare și aș vrea un ca semn de binecuvântare pentru aceste suflete care astăzi fac legământ cu El. Întindeți mâna dreaptă și binecuvântați. Ca semn de binecuvântare, ca Dumnezeu să le dea putere ca toată viața lor,
dacă de astăzi au făcut legământ, toată viața lor să-L urmeze pe Domnul, pentru că este Dumnezeul cel viu și adevărat. Aleluia! Dumnezeul cerului și al pământului, Dumnezeul lui Abraham, Isaac și Iacob, și Termenul acesta. În seara aceasta, Doamne, venim în locul acesta, Doamne. Cu aceste suflete, Doamne, te rog să-L împune și în brațul Tău, Doamne. Doamne, lucrează în familia lor, lucrează Domnul Dumnezeule acolo unde vor merge, să fie într-adevăr, Doamne, niște oameni, Doamne, care să ducă cuvântul Evangheliei mai departe, Doamne. O, sângele Tău ce sfânt care a pus pe corpul, sângele Tău ce sfânt care cu putere să curățească, să spere și în seara aceasta, ai curățit, ai spărat aceste suflete, Doamne. Știu, Doamne Iisuse, că Tu ești drept și credincios, Te-ai iertat păcatele, Doamne. I-ai îmbrăcat cu haină albă. E, bărăște, rămână, rățele, Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este viu. Aleluia. Viu ești Iisusă Fiului Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că ești prezent cu noi. Îți mulțumim pentru bucuria care Tu ne-ai dat-o, Doamne. Îți mulțumim pentru aceste suflete, Doamne. Și Te rugăm, ia-le în mâna Ta și în brațul Tău. Doamne, dă-le puterea și înfăptuirea, Doamne, să-i ducă până la capăt legământul care l-au făcut astăzi cu Tău, Doamne. Doamne, îngrijește-Te de ei, Doamne. Doamne, Te rog, ai milă de familiile lor, Doamne. Dă-le putere, Doamne. Îți mulțumim, Tatăl meu și Dumnezeul meu. Ești atât de bun cu noi, Doamne. Ești atât de bun, cine am înțeles atât dragoste, Doamne, atâta iubire, Domnul meu. Slavă, îți mulțumesc cu păcate din cerul și îți mulțumim, Doamne, că sunt în locul acesta și am luat parte, Doamne, și de la această mică părtășie, Doamne, la această bucurie care Tu ne-ai lăsat-o în seara aceasta. Cerul s-a revărsat în locul acesta. Cerul s-a deschis și este prezent aici. Îți mulțumesc, Doamne, slăviți, binecuvântat, onorat și glorificat să fii Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Ce minunat e într-o familie, familia sfântă a Domnului Iisus. Ce minunat e într-o familie, familia sfântă a Domnului Iisus. Suntem o familie uneșită, suntem o familie reală, familia care iubește, familia Domnului Iisus. Dintr-o familie, familia sfântă a Domnului Iisus. Ce iubește, dintr-o familie, familia sfântă a Domnului Iisus. Suntem o familie unită, suntem o familie reală, familia care iubește, familia Domnului Iisus. Aleluia! Domnul să-i binecuvinteze pe toți, rugați-vă pentru ei ca Domnul să-i păstreze păcate și Dumnezeu să fie lăudat. Amin.